armă. Noi am reușit și suntem convinși că voi fi moțiunea la votat. De ce? Vă voi demonstra chiar acum. Domnul meu aici, este de a vă arăta de ce echipa guvernului a câștigat acest meci. Arele de conflict, temele pe care s-a discutat astăzi, au fost puterea prin informație și puterea tinerilor de a schimba ceva. De ce am câștigat noi acest meci? L-am câștigat pentru că am demonstrat că noile media, așa cum și echipa opozantă ne-a spus, se îndreaptă spre tine. Pe asta ne dorim, pentru că tinerii sunt cei care pot schimba ceva. Ei sunt viitorul de mâine, corect? De asemenea, este un punct câștigat. De ce? Pentru că ne-a acceptat definiția. Definiția puterii. Puterea definită ca un lucru pentru schimbare. Este un mod de a schimba ceva. De asemenea, nu am înțeles. Nu am înțeles exact. Suntem sau nu manipulați? Ultimul vorbitor al echipei opozante ne-a spus că nu suntem manipulați. Corect, nu suntem manipulați. Asta ne dorim să vorbim. Despre asta ne dorim să vorbim astăzi. Noile medii sunt emergente. Sunt emergente pentru societate, sunt expresie a noii generații. Inclusiv formele tradiționale ale ziarului sunt transpuse în forme electronice, vorbim de noile medii. Apariția noilor media în sine reprezintă libertatea apărută în urma regimului democratic. Este vorba de om. De om și ceea ce este el. De a fi liber, de a fi exprimat, de a-și exprima opinii. Lucrul sunt faptul noile medii. Amintiți-vă de social network, Facebook. De ce a fost Facebook-ul înființat de Mark Zuckerberg? Tocmai ca un mod de a te informa despre tine, despre alții, despre lumea din jurul tău. De asemenea, ați auzit expresia noi venim astăzi, spuse de echipa opozantă. Noi nu venim astăzi. Noi venim astăzi, venim și mâine, putem să venim oricând și să vă demonstrăm că noile media dau mai multă putere democrației. Trebuie să țineți cont de acest lucru. Și vă voi spune ultimul lucru, linia de cap pe care ne-am avut. Cum am încheiat noi acest lucru? Ce este mai important într-o democrație? Ce face o democrație mai puternică? Un cetățean informat. Vă rugăm să votați.